Bun găsit, genialii mei, ascultători de 98,3. Sunt Tiberiu Păun. Nimic mai potrivit decât o discuție cu o femeie puternică, o femeie cu inițiativă, o femeie ca pâinea caldă. Pentru că despre pâine vom vorbi la propriu. O pâine la care au acces niște oameni ce până acum nu reușeau să se bucure de bucuria, de fericirea de a gusta mai mult dintr-o pâine. O porționau foarte strict. Ei bine, este vorba de o invenție. Da, hai să o luăm pe rând. Bun venit la Întâlniri Capitale, Dana Nedelcu. Stau de vorbă cu Dana, care este inventator și antreprenor. Bine te-am găsit, Tibi. Mulțumesc pentru invitație. Hai să o luăm în ordine, până la ajunge la invenția pe care ai făcut-o tu și care ajută pe foarte mulți oameni. Să aflăm cum ai reușit tu, o artistă, că se spune că artiștii sunt cam boemi și cam aerieni așa. Uite că ai reușit să faci un lucru foarte concret, să faci un brevet de invenție pentru o pâine. Tu ești actriță, nu? Da. E, cum ai ajuns tu, o actriță, să faci așa ceva? Am ajuns motivată sau împinsă de două mari forțe. Prima este, a fost necesitatea. Necesitatea venită din diagnosticarea cu diabet zaharat de tip 2 a partenerului meu de viață și de invenție, Adrian Berinde. Și a doua forță a fost dragostea, care mă împingea să găsim soluții pentru această mare nevoie pe care el o avea. Avea un diabet agresiv, să-i spunem, care necesita 4 injectări cu insulină pe zi. Și din nevoia, din foame, ca să fiu mai explicită, și din nevoia lui și a mea implicită, a noastră, de a găsi soluții în această nouă situație medicală în care se afla, am început să căutăm acele soluții pe care nu le-am găsit nicăieri în lumea largă. Și ca doi artiști ce eram, am zis să... Să deveniți oameni de știință. Nici măcar n-am avut această pretenție, cel puțin nu la momentul acela, pentru că noi am căutat o soluție pentru noi. Păi, nevoia te învață. Cele mai mari invenții din lumea asta au apărut dintr-o nevoie. Nu cred că cineva s-a așezat la masă și a zis, ia să fac eu și o invenție. Despre ce o fi vorba, văd eu mai târziu. Nu. A fost necesitatea omenirii care a căutat soluții pentru ceva ce era stringent. Așa ați făcut și voi. Și înțeleg că el își porționa foarte mult mâncarea, că așa fac diabeticii, este obligat să facă acest lucru. De pâine nu se bucura foarte mult și știm cu toții cât de plăcută este o pâine. Cred că este cel mai... Cât de multă nevoie avem de ea, nevoie nu doar fiziologică, pentru că suntem învățați, mai ales noi românii, să mâncăm pâine cu aproape orice și la toate mesele zilei, și dacă mâncăm fără pâine ne e foame în următoarele 20 de minute. Dar este totodată o nevoie psihologică, e o nevoie de confort. Pâinea e un aliment sacru, pâinea e intrat în conștiința noastră ca fiind temelia vieții. Noi avem nevoie de pâine din multe puncte de vedere. Și de-abia când am început să încercăm, am înțeles cât de greu este să o faci o pâine, chiar și o pâine clasică, să spunem, adică din făină de grâu, cu atât mai mult în momentul în care elimini făina de grâu și trebuie să găsești, cu creativitatea, inventivitatea și nebunia unor artiști, să cauți altceva în loc de făina de grâu și de făina de orice altă cereală, la fel de bogate în carbohidrați aproape toate. Și atunci am început să inventăm. Aici apare partea de artistică raie și de improvizație, pentru că, după cum bine știi și tu fiind un om cu formare profesională artistică, pentru noi ideea că nu se poate e foarte greu de incorporat. Și am zis, ok, nu se poate, dar poate nu se poate așa, poate se poate altfel. Ia să vedem cum am putea noi să facem altfel. Și acest hai să încercăm s-a transformat într-un challenge personal, iar aceste încercări au durat aproape un an și jumătate.
E vorba de câteva sute de încercări. A mers pe încercare și eroare, nu aveam nicio altă soluție și atunci era research, comandă, încercat, aruncat la gunoi sau nu, păstrat, repetat, revenit, căutat oameni de la care să, cărora să le pot pune întrebări de specialitate, prieteni care s-au alăturat în demersul ăsta, pentru că, știi, din păcate, nu cred că există familie care să nu aibă un diabetic. Fie că e mamă, bunică, soț, copii, chiar. Și atunci, în demersul ăsta și în entuziasmul ăsta și în nebunia noastră, ni s-au alăturat foarte mulți oameni. Care, de altfel, ne-au și deschis ochii la un moment dat, când deja obținusem analizele de laborator, de la un laborator din Germania, acreditat internațional, UE și SUA, mă rog, deci un laborator incontestabil în fața autorităților române. Prietenii noștri ne spuneau, voi vă dați seama ce ați făcut? Ce, adică ne atrăgeau atenția asupra valorii acestei mici pâinici pe care am permis să ți-o și arăt, pentru că chiar dacă ascultătorii noștri nu o văd, poate cine ne urmărește online o să o vadă, este o mică chiflă care are 100 de grame, care seamănă întru totul cu pâinea. Să spunem celor care ne ascultă acum la radio că pot vedea acest interviu pe YouTube-ul București FM. Bun, deci ai făcut această invenție. Cum ați ajuns voi la laboratorul din Germania? Că eu dacă mă pui acum să-i caut, nu știu cum să-i găsesc. Prin încăpățânare. Ok. Și hai să zicem consecvență și calare pe obiectiv. Au apărut niște români așa și ăia din Germania zis, da mă, vă băgăm în seamă. Da, erau inclusiv directorul de laborator, a fost absolut uimit, pentru că noi am venit ca persoane private, ne-am suit în mașină cu malaxor și cu ingredientele la care, deci ajunsesem la o formulă finală, la o compoziție finală. Incredibil. Și pentru că în plan național erau diverse discuții care nu erau benefice, ne-am suit în mașină, am găsit un laborator în Bavaria și am plecat în Germania cu malaxorul și cu castroanele în portbagaj. Ai atins un punct foarte sensibil și dureros. Sunt foarte mulți inventatori. Românii sunt foarte inventivi. Cred că și comunismul ne-a făcut să devenim așa, pentru că noi trebuia să facem din nimic, să facem din țânțar armăsar, cum se zice. Trebuia să improvizăm, Tibi. Exact, exact. Și sunt foarte mulți inventatori, plus că există o inteligență genetică în neamul ăsta. Adevărat. Există foarte mulți inventatori care sunt neglijați. Invențiile lor sunt îngropate, pur și simplu, de lipsa de inițiativă a statului român. Nu știu cum să o definesc altfel. Și ajung să facă invențiile noastre să le facă alții. Avem în istorie exemple prin care alții și-au asumat niște străini, niște invenții ale unor români, pe la urmă, că românii nu știu să iasă în față. E, românii ăștia, e vorba de tine și de fostul tău partener de viață, și-au luat, ce să zic, nu de saga la spinare, ci cuptorul la spinare. Malaxorul în dinți? Malaxorul. Și au plecat în Germania. Au ajuns acolo și au bătut la o poartă. Și cum au reacționat aia când v-au văzut? Cine sunteți, mă? Au fost uluiți, le-am explicat, sigur, având beneficiind de ajutorul unei prietene care era vorbitoare de limbă germană, pe care o trăinuisem înainte să explicăm, ca să explice și ea la rândul ei să nu ne interneze ea la nebuni. A fost uluit, a zis ok, sigur că da. Am plătit ce era de plătit, evident, tot acest demers a fost făcut exclusiv pe resurse proprii, ale noastre, ale familiilor noastre, ale prietenilor noștri. Și ne-au făcut analizele pe care ni le-au trimis. Și cu aceste analize, analizele fizico-chimice de laborator, care evidențiau, certificau ceea ce eu știam și noi știam, că această aruna benefică, este numele ei, nu este pâine, este un substitut hipoglucidic al pâinii, adică un înlocuitor fără glucide sau cu glucide infime al pâinii, care seamănă întru totul cu pâinea, ca gust, ca miros, ca textură, ca aspect, din toate punctele de vedere, dar care, datorită compoziției fizico-chimice, nu ridică glicemia.
Adică are atât de puțin carbohidrat, încât pancreasul nu se sizează că tu mănânci pâine și pun acum ghilimelele. Ea nu este pâine decât în aspectul ei exterior, să-i spunem, și gustativ. Dar, dar în esență, în momentul digestiei, ea nu reacționează ca și cum ai mânca pâine, ba pentru care nu crește glicemia deloc. Și cu aceste analize obținute în Germania, am depus, deja lucram la asta, și am scris și am depus cererea de brevet de invenție la OSIM. Foarte tare. Nu v-a fost teamă când v-ați dus la laborator din Germania că va depune altcineva înaintea voastră acest brevet de invenție? Nu, nicio secundă. Și nici nu s-a întâmplat nici de atunci, nici până atunci și nici de atunci încoace. Pentru că... Nu se mai poate că ați depus voi. Dar mă gândeam, uite ce înseamnă să poți să ai încredere într-un laborator profesionist care niciodată n-ar face chestia asta, să fure niște date ale cuiva și să-și asume acea invenție. În plus, la laborator nu ni s-a cerut rețeta, doamne, iartă-mă. Deci noi am dus produsul și am cerut analizarea lui. Și ni s-au dat câți carbohidrați are, câte fibre are, câte grăsimi are, câte proteine are. Adică ni s-a făcut analiza fizico-chimică. Nu-ți cere nicăieri, decât mai prin România mai îți cere. Dar nu-și cere nicăieri rețeta, tocmai pentru că au înțeles că este ceva ce vrem să depunem ca drepturi de proprietate intelectuală. Și nici nu s-a pus în discuție. A făcut o descriere, ne-au primit produsul, am semnat, am plătit și am primit rezultatele. Eu știu că am întâlnit problema asta, mulți s-au plâns că în România, înainte să apuci să depui, să ai un brevet de invenție, își ceri rețeta. Zine cum ai făcut-o. Păi dacă zic cum ai făcut-o, atunci o face oricine. Da. Sigur că în momentul în care scrii cererea de brevet, ești obligat prin formalitățile teoretic protejate ale OSIM-ului să descrii în totalitate și procedura și compoziția, ceea ce desigur noi am făcut. Corect. Dar, mă rog, asta e un subiect care e complicat și a fost oricum un demers complicat în sine, mai ales că datorită procedurilor OSIM, chiar dacă, mă rog, așa cum merg lucrurile, în ritmul în care pot să meargă lucrurile, brevetul nostru de invenție, respectiv tipărirea finală a brevetului ca foaie depus pe perete, ca să spun așa, a durat mult mai mult decât orice estimare, astfel încât, din păcate, dragul meu Adrian nu a mai trăit suficient cât să își vadă brevetul de invenție, asta fiind poate una dintre marile mele tristeți. Nu trebuie să fie o tristețe pentru că tu ai continuat această muncă și acum... Da, și el este co-inventator, am insistat ca el să fie trecut și este trecut, deci noi suntem doi inventatori, eu fiind titularul brevetului, dar ea este produsul muncii și a creativității și a încăpățânării și a consecvenței a doi oameni, nu doar al meu. Ok. Stau de vorbă cu Dana Nedelcu, inventator și antreprenor. Ea a inventat, alături de partenerul ei de viață de la acea vreme, o pâine care nu crește glicemia, o pâine pe care o pot folosi diabeticii, ceea ce este fascinant. Doar cine a trecut prin experiența asta poate să realizeze ce ajutor mare ați adus voi oamenilor care au diabet prin inventarea acestei pâini. Dar spune-mi, te rog, știu că diabeticii își porționează foarte mult, nu numai pâinea, ci mâncarea toată. Și au voie, unii, depinde de gradul de diabet, unii au voie o jumătate de felie, o felie de pâine. Din arunia asta, cât se poate mânca? Aruna. Aruna, scuze-mă. Aruna Benefica. Așa. Cum, cât e se un nume poate? Inventat de noi, Aruna e un nume care nu există, este un cuvânt nou inventat, care s-a născut și el la fel de greu și după îndelungi căutări. Hai zi cum a apărut, că poate așa nu-l mai greșesc. Știi cum sunt părinții nebuni cu ghilimele când așteaptă un copil și îi caută nume? Cam așa eram noi în raport cu această pâinică pe care noi am considerat-o fetița noastră. Am decis că e fetiță și că ne trebuie un nume feminin, dar care să fie atât nume propriu, să poată fi nume propriu, adică să fie numele de botez
aruna, dar și substantiv comun. O arună, două arune. Ca să nu spunem o pâine, două pâini, să nu spunem o chiflă, două chifle, să spunem o arună, două arune. Deci îmi trebuia un nume propriu care să fie și substantiv comun, care să fie feminin. Și sigur că am făcut câteva sute, poate mii de variante, pe care le-am supus sondajului prietenilor și așa, până într-o bună zi, când citeam ceva și am dat peste numele Arun, care în mitologia și, în, mă rog, în zona indiană și în mitologia sanscrită, este Arun, e un personaj mitologic, să spunem, sau, mă rog, dintre zeii lor multipli, care este cel care conduce carul zeității solare. Deci soarele vine într-un car pe care îl conduce cineva. Și acel cineva este Arun. Arun, care e sinonim cu zorii de zi, cu noi începuturi, cu portocaliu și lumina roșiatică a răsăritului, a începutului de zi, începutului de noi drumuri. Și am zis, Adrian, uite ce frumos sună numele ăsta, Arun. Atât. Iar el s-a ridicat și a zis Aruna. Și am zis amândoi Aruna și am început să plângem și să ne pupăm și să ne îmbrățișăm și a zis ăsta-i rămâne numele. Așa-i rămâne numele Aruna. A coborât care îngerul, nu există, deci el nu există feminizat. Poftim? Spune în teatru a coborât îngerul, știi? În momentul da, ăla. Da, da, exact. A coborât îngerul, am știut că aia e. După care am găsit, iar prin căutări succesive, am căutat al doilea nume, de care era nevoie și din rațiuni tehnice, de înscrierea mărcii, pentru că e marca înregistrată. Și am vrut foarte tare, asta a fost deja o dorință a mea, ca monograma acestei fetițe să reproducă numele lui Adrian și atunci am trebuit un cuvânt cu B, Adrian Berinde, Aruna Benefica, astfel încât monograma AB, care e de asemenea înscrisă la OSIM, la marca înregistrată, să incorporeze în ea energia și spiritul absolut excepțional al lui Adrian. Ce frumos! Deci toată această discuție este despre, așa cum ai spus tu la început, despre necesitate și despre iubire. Este un omagiu adus omului iubit, este o necesitate care a fost îndeplinită pentru toți cei care suferă de această boală și te întrebasem, eu n-am apucat să vorbim, cât poți mânca din această pâine dacă ai diabet? Că bunesc, nu cantități. În principiu cât vrei. Numai că, pentru că are aproximativ 6 grame de carbohidrați la 100 de grame. Ca să înțelegi, orice pâine are în jur de 50-60 de grame. Adică aruna este de 10 ori mai puțin din punct de vedere al nivelului de carbohidrați decât orice alt produs clasic de pâine de pe piață. Mamă, deci, ce, în mândru principiu... ce mândru sunt că ești româncă! O, Doamne, mulțumesc! Ideea este că nu poți să mănânci foarte multă pentru că ea este foarte sățioasă și nu îți trebuie. Adică rezolvând astfel și cealaltă, sau mă rog, o altă mare problemă a diabeticului și nu doar a noastră, a oamenilor, foamea. Ți-e foame și atunci începi să ciugulești, să mănânci prostii. Dacă mănânci aruna, senzația de sațietate este atât de bună și de plenară încât nu prea mai ți-e foame și nu prea mai ciugulești. De aia funcționează foarte bine și în cură de slăbire și în alte zone legate de digestie și așa mai departe, pentru că nemai mâncând, mănânci mai puțin fără să ai senzația că mănânci mai puțin. Dana, asta era și șmecheria, pentru că trebuia să fie ceva bun la gust, să n-ai senzația că mănânci scoverci sau mai știu eu ce, că mănânci o zi, două, trei, o săptămână, dar după aia te lași, zic, lasă-mă, asta e, mănânc și mă injectez sau nu știu ce. Dana, deci mai trebuia să fie bună, să fie în zona de confort. Mai avem foarte puțin și de aceea te rog, că sunt lucruri de mare interes și vreau să-mi răspunzi foarte pe scurt. În primul rând, ce poți să-mi spui din ce e făcută până la urmă? Este făcută din 44 de ingrediente. Wow. În principal sunt făini, deci semințe și făini din semințe. La asta mă refer, in, floarea soarelui, dovleac, susan. Făini din fructe oleaginoase, nuci, migdale, alune și alte lucruri din această zonă, cu adaos de fibre vegetale,
Este foarte bogată în fibre, evident, este bogată în proteină vegetală, deci este făcută dintr-un mix de semințe și nuci, să le spunem generic. M-am liniștit, nu ne pot spune exact, că v-a luat un an ca să aflați exact cantitățile necesare din fiecare, deci nu poate fura nimeni. Că... Da, dar ingredientele sunt scrise conform legii, sunt scrise pe spatele pachetului absolut toate ingredientele conform obligației legale. Corect. M-am liniștit că e la mod acum se fac rafturi pentru insecte, nu e cu insecte, e numai cu semințe. Este 100% din surse vegetale. Perfect. Este un produs de post. Zi-mi, cât costă o asemenea pâine? Unitatea de vânzare, ca să-i spun așa, să vorbim în termen de marketing, este un pachet care conține 7 astfel de chifle, așa. 7 arune de 100 de grame. Okay. Împărțirea în 7, care de asemenea este nefirească, a fost decizia mea pentru a face ușor calculul, mai ales pentru diabetici, pentru că dacă mănânci una pe zi, știi că îți trebuie o pungă de 7, dacă mănânci două pe zi într-o săptămână. Dacă mănânci două pe zi, trebuie, ai nevoie de două pungi, dacă, deci să Am fie înțeles. ușor, să nu mai calculeze, să nu se mai cântărească, să nu mai aibă niciun fel de stres din punctul ăsta de vedere. Deci astfel am făcut niște pachete din 7 bucăți de către 100 de grame, iar în acest moment acest pachet costă 65 de lei. Ok. Știu că nu doar sunt nu doar diabeticii se feresc de pâine. Caută o pâine specială, am auzit pe mulți care au copii cu alergii la gluten sau ceva de genul ăsta. Pâinea asta poate fi folosită pentru cei care au intoleranță la gluten? Aruna conține gluten. Conține într-o proporție infinitesimală. Este doar, dacă vreți, adăugat ceva care înseamnă 0,000, deci undeva minimal, din rațiuni strict tehnice. Astfel încât avem prieteni, ca să nu le spun clienți, că nu sunt, sunt prieteni, care o consumă și care au inclusiv boală celiacă, deci probleme majore cu glutenul, dar am avut și copii care, despre care părinții ne-au spus că parcă nu era ok. Deci povestea asta cu intoleranțele și cu alergiile sunt foarte speciale și foarte personale. E răspunsul individual al fiecărui organism. Deci acolo le spun încercați, vedeți dacă e ok sau nu. Adică acolo nu mă aventurez să dau niciun fel de indicație. În ceea ce privește glicemia, strict glicemia, deci un produs low carb, pentru asta îmi pun viața zelog. Spune-mi, te rog, acum voi produceți pentru prieteni mai mult, nu sunt clienți, și sunt nu prieteni? Numai, avem un cerc extins de prieteni. Ok. Dar Care e o comandă... un cerc restrâns în general, având în vedere importanța acestei invenții. Te-a contactat cineva din partea statului român sau o firmă din România ca să producă la nivel industrial chestia asta, să uimim Germania, Franța, Elveția, să le vindem tuturor și americanilor, așa ceva? Nu. Am intrat noi la un anumit moment în discuție cu două firme producătoare, două mari firme producătoare de produse de brutărie din Germania, care au fost ele interesate să preia drepturile de proprietate industrială, să poată să o producă, dar discuțiile nu au... Au fost așa o logodnă, niște încercări de discuții care nu au dus la un parteneriat, în principal datorită faptului că în momentul când calculezi profitabilitatea și câtă muncă e necesară, pentru că ea se face, are etape în care este absolut necesară munca mâinilor, dacă ții cont de costurile enorme ale ingredientelor, dacă ții cont de faptul că nu am fost nicio secundă de acord ca ea să fie aditivată, adică ajutată cu ingrediente tehnologice, adică adăugată chimie în povestea asta, nu e profitabil, ca să zic așa. Am și înțeles. Nu am putut fi de acord. Adică dacă noi doi artiști am reușit să o facem în bucătăria noastră curată și fără chimie și fără conservanți și fără nimic din acei compuși chimici care se mai adaugă în alimente, nu aș putea niciodată să fiu de acord ca ea să fie stricată, ca să zic așa. Ok.
Păi, poate că e un semn ăsta că n-au, de obicei invențiile noastre ale românilor le fură străinii. Poate că e un semn ăsta și poate că interviul ăsta este un semnal pentru cei din forurile decizionale ale statului român care ascultă și poate au și ei orgoliu de a face ceva românii, statul român, că a cam dat din mână tot ce era strategic, statul român să facă o pâine care să poată fi mâncată de absolut oricine, de oameni cu probleme de sănătate, care nu pot mânca pâine, și să o exportăm și noi în alte țări. Nici nu pot să mă gândesc la așa proporții, dar da, este absolut posibil, numai că eu singură este absolut evident că nu pot să fac asta. Aici trebuie să implice statul român și să poată face bani statul român din asta, foarte mulți bani. Indiscutabil. Inventatorii, că voi ați muncit ani de zile și pe banii voștri, dar așa ar fi frumos ca o invenție românească să fie produsă de statul român. Să sperăm că se va întâmpla asta cât de curând. Eu îți mulțumesc pentru această discuție. Și eu îți mulțumesc și mă bucur că ești atât de optimist. Dar cum să nu fiu optimist? Știi cum e, ultima moare, speranța moare ultima. România este o țară minunată, oameni minunați. Hai să vedem că există și conducători minunați și oameni din forurile decizionale care gândesc românește și în interesul României. Pentru că o asemenea invenție nu vă ajută pe voi, pe tine în primul rând, să fie pusă în practică la nivel industrial, ci ajută statul român, care are grijă de cetățenii săi, nu doar de cei bolnavi, ci de toți cetățenii. Veniturile care vin în urma acestei invenții care ar fi produsă la scară industrială ar intra în bugetul României, al tuturor celor care, chiar dacă nu folosesc această pâine, s-ar bucura de beneficiile ei. Eu îți mulțumesc pentru această discuție. Mulțumesc din suflet, Tibi. Baftă, a stat alături de mine într-o discuție ca pâinea caldă, Dana Nedelcu, inventator și antreprenor. Eu sunt Tiberiu Păun și atât vă mai spun, iubiți Bucureștiul, el este perfect, noi suntem perfectibili. Și ascultați toate emisiunile București FM pentru că aici e capitala.